Astăzi este duminică, 24 iunie 2012 și mă aflu în localitatea Brebu din județul Prahova, la sediul Clubului Sportiv Columbofil Basarabi. Exact, afiliat la UCPR. Stau de vorbă cu unul dintre cei mai tineri membri columbofili ai clubului. Este vorba despre domnul Neagu Marius. Bună ziua, Marius! Bună ziua! Ce faci? Am venit să-mi par porumbei. Unde aveți mâine? La Târgu Mureș. O etapă de viteză, nu? Da, de viteză. Cam ce distanță? E vreo 170 de kilometri. Pentru tine? Ce vârstă ai? 27 de ani. Mulți înainte. Crești porumbei de mult? Din 2006. Am înțeles. Și de atunci în continuu, nu? Da. Ca și membru înscris în cadrul clubului? Da. Am zburat la FCPR până în 2009 și acum am mutat. Din cauza serviciului nu pot să mai am. Era și departe și de mine, că eu stau la Luca Mare. Da. Și era departe pentru mine să bag porumbei. Și m-am mutat la UCP, că e cumnatul meu. Și mi-aduce el, mai mă ajută. Te mai ajută el, da. E foarte bine asta. Spune, Marius, moștenești microbul ăsta columbofil din familie, de la unul dintre... Da, tatăl meu a avut, de mic copil a avut porumbei, la un moment dat s-a lăsat și m-am luat eu, pe la urmă. Porumbei din prezent de unde e? De unde ți-ai procurat? De la domnul Sprâmiu Laurențiu, din Câmpina. Da? E porumbei numai de fond și de maraton. Am înțeles. Ai categorii preferate de zbor, Marius? Da, tot. Fondul, maratonul, dar și vitaj de fondul, că dacă nu le faci pe astea, nu poți să exact. Le faci pe celelalte. Cam cât timp îți permiți zilnic, de exemplu, să stai printre porumbei tăi? Eu mai mult vin vinerea, că lucrez în deplasare pentru toată țara și mai mult în weekend. Dar vorbesc în telefon cu tatăl meu, cu mătușa mea și are ce să le facă, ce... Vă sfătuiți, nu? Da, da, dau indicații prin telefon. Cu care dintre sexe ai obținut cel mai bune rezultate până acum? Cu masculic, femeie, zbor văduvie sau natural? Nu, zbor văduvie, că n-am timp. Deci mai la natural, nu? Am înțeles. Selecție la mâna porumbeilor, ce importanță îi acorzi? Elimin pui, de exemplu, din cuibar, dacă nu-ți plac cum arată de da, mici? Da, sau... dacă nu sunt crescuți sau sunt crescuți prost, îi elimin, nu-i țin, că n-are rost să pierde. Până la urmă, nu... Până acum ai obținut ceva rezultate la nivelul clubului în care ai activat? Sunt toamna trecută, m-am mutat, am zburat cu puii la UCP și am avut la derby la Zalău, am avut locul 15 pe toată lansarea cu un pui. Anul ăsta a venit bine, am făcut și viteza anul trecut, anul ăsta a făcut palmaresul, abia clasat până acum toate etapele. Bravo! Ce-ți plac mai mult, porumbei frumoși sau porumbei valoroși? Porumbei valoroși. Valoroși, nu? Nu contează cât de urge, să aibă, să-i ducă capul, să fie de ce să vină acasă. La pedigree ce importanță le acord? Sunt ele foarte importante pentru tine? Nu, așa pedigriile, nu mai am pedigree, că mai mult la crescători ăștia mai bune, așa, care zice, bă, așa, așa. Nu. Când îți formezi perechile de matcă, de exemplu, la începutul anului, după ce criterii te ghidezi? Mă sfătuiesc după domnul la care am luat porumbei, domnul Sprâmiu Laurențiu, el mi-a făcut perechile, cum să-i fac, mi-a dat... Toată matca de la dânsul o am și el mi-a făcut perechile. Deci te ajută domnul Laurențiu, da, nu? Da. De la 2012 ce așteptări ai? Îți dorești un anumit rezultat să ai? Să fac cât mai multe categorii. Da. Și să rămână cât mai mulți porumbei. Dacă ești, dorești să mergi cu porumbei până la sfârșitul sezonului, ești... Da, până la sfârșit. Hotărât, da? Da, chiar dacă nu mai avem numerii, dar dacă nu zbori, nu faci performanță. Exact. Dar, dacă nu riști... Nu câștigi. Nu câștigi. Înțeles. Eu părere mi-e de asta, plec. Marius, eu îți mulțumesc foarte mult pentru amabilitatea acordării acestui scurt interviu și îți doresc în continuare mult succes în viață și mulțumesc în cariera ta columbofilă. Mulțumesc. Toate cele bune. Mulțumesc. O zi bună. La revedere.